Credință, cultură, tradiții și produse autentice românești. O Românie sănătoasă este o Românie puternică. Reindustrializăm România. Unim România prin autostrăzi. Șanse egale la educație, fiecare copil la școală. Creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri. Pe 1 decembrie, votați candidații PSD Buzău la alegerile parlamentare, poziția 6 pe buletinul de vot. Bună seara, oameni buni, sunteți la 60 de minute emisiunea de Suflet a Buzoienilor. Înainte de a-i prezenta pe invitații mei din această seară, vreau să-l salut pe prietenul meu, știu sigur că se uită la emisiune, prietenul meu din LA, Semaca, Sebastian Mănoiu. M-a sunat dimineață îngrijorat de ce s-a întâmplat ieri vis-a-vis de postarea mea de pe Facebook. I-am spus că nu sunt atât de afectat, atât că am mai redus lista de prieteni, abia zic cât mai puțin la mulți ani pe parcursul anului, așa. Că eu eram un tip bine crescut și îi felicitam pe toți de ziua mea. Și m-a întrebat, așa între altele, cu cine să votăm. Și am spus, frate, votăm cu cine trebuie, nu o să spun eu acum cu X sau cu Y, dar votăm pentru continuarea căii europene, pentru NATO, pentru UE, pentru... Eu cel puțin pentru asta voi vota. Bănuiesc că toți cei responsabili din această țară și din acest oraș vor vota ca noi să ne continuăm calea europeană, ca noi să ne continuăm drumul pe care am intrat și am intrat bine, pentru că noi așa vedem o grămadă de investiții. În România au început să apară autostrăzi, au început să apară afaceri de succes, au început să apară, bunăstare, creștere economică și tot felul de alte chestii. Acum, în altă ordine de idei, invitații mei din această seară sunt doi prieteni, pot să le spun așa, care au mai fost invitați în această emisiune și am să le spun bună seara domnului Dan Popescu. Bună seara, Dane. Mulțumesc pentru invitație. A început să-ți placă la TV Buzău, văd. Și Teodor Cojocaru, amândoi candidați, bună seara Teo, bună seara. Amândoi candidați pe lista PSD pentru Camera Deputaților. Haideți să intrăm în pâine. E penultima emisiune electorală din această săptămână, sâmbătă, duminică, avem alegeri parlamentare, poate cele mai importante alegeri dintre toate tipurile de alegeri, că referendumurile nu pot fi puse la socoteală alea noastre alegeri și noi suntem o republică semiprezidențială, deci cel mai important este Parlamentul, care dă legi și formează guvernul. Cu ce vine PSD în oferta sa electorală, cu, pe ultima sută de metri, acum să încerce să convingă cât mai mulți români, cât mai mulți buzoieni să voteze cu PSD, respectiv și cu voi care sunteți candidați din partea acestui partid. Hai să o luăm așa, să începem cu Teo, după care mergem la Dan Popescu. Mulțumesc, Adi. Aș vrea să vin cu o continuare a ceea ce ai spus tu mai devreme. Cred că sunt cele mai importante alegeri de după 89. Eu nu mă limitez la aceste alegeri. Sunt niște alegeri în care românii trebuie să-și dea seama că trebuie să voteze pentru continuitatea țării noastre. Cum ai spus tu mai devreme, ai spus foarte bine, nu. Și Anglia a votat un Brexit și acum își linge rănile după 4 ani, că nici acum nu-și dau seama ce s-a întâmplat. Să nu le plângem de milă, nu putem să ne comparăm noi cu englezii. Nu ne comparăm cu englezii, dar eu am foarte mulți prieteni, am și stat în Anglia în perioada studenției și știu ce a însemnat acea ieșire din Uniunea Europeană. Cu siguranță, noi ca și partid nu ne dorim acest lucru. Ne întrebai un pic mai devreme cu ce venim nou în oferta noastră pentru parlamentarele de duminică. În primul rând, venim cu cea mai bună echipă pe care un partid poate să o dea pentru alegerile de duminică. Și aici mă refer, lângă mine este și colegul meu, Dan, dar pe lângă noi, care am mai venit, așa cum ai spus și tu mai devreme, am mai venit în acest studio și am mai discutat despre noi, avem și cei mai buni colegi din punct de vedere profesional alături de noi. Este clar că oamenii trebuie să-și dea seama că este un moment zero,
parlamentarele nu înseamnă prezidențiale. Ce s-a votat duminică nu are nicio legătură cu ce se va vota în duminica aceasta pe 1 decembrie. Practic, acum se votează echipele care vor fi în Parlament în următorii 4 ani și care vor, așa cum ai bine spus tu mai devreme, vor da legi pentru țara noastră. Noi, ca și partid, este clar că avem o experiență foarte bună acolo. S-a văzut în ultimii ani că atunci când a venit PSD la guvernare, rugați de cei de la PNL, după o guvernare eșuată alături de cei de la USR, am venit și am repus România pe calea normală a unei țări. Da, nefiind reprezentanți PNL și USR în studio, o să fiu eu avocatul apărării aici, a fost o guvernare nu atât de reușită, putem spune. Da. Așa, dar e ca într-o căsnicie, când nu te înțelegi, divorțezi. Dar nu poți rămâne singur tot timpul. Așa că după ce a divorțat, PNL și-a căutat alt companion. Un companion, așa cum spui tu, în care și-a pus încrederea și PSD nu a dezamăgit. Practic, cred că avem parte de dezvoltarea României în ultimii 2 ani explozivă. Urmează o perioadă la fel de bună pentru România, practic prin PNRR, prin investițiile care urmează în România, într-o Românie normală, noi putem să devenim ca țară una din cele mai importante țări europene și nu o spun asta doar pentru a ridica partidul meu în slăv, ci pentru că asta este realitatea. Sunt oameni cu experiență, sunt oameni care au demonstrat unde au lucrat până acum, că și-au făcut treaba, și ar fi păcat ca un val care a venit neașteptat, pentru că a venit neașteptat, să rupă această continuitate de care România în acest moment, în 2024, cu siguranță are nevoie. Da, am văzut două scrisori de mulțumire, două scrisori în care sunt enumerate, tot cu tine, Teo, vreau să continui, o să ajungem și la Dan foarte curând, ale primarului Toma și ale, pentru că tu ești consilier local, și ale viceprimarului Ionuț Apostu. Le-am citit cu atenție și acolo sunt enumerate o serie de proiecte, programe, ce a implementat PSD până acum în municipiul Buzău, pentru că despre municipiu e vorba, și ce se intenționează în continuare. Care crezi că va fi feedback-ul acestor scrisori publicate de toată media locală? Practic, în acest moment, așa cum probabil toată lumea observă, există un val negativ asupra partidelor deja existente, partidelor vechi din România, sistemul, așa cum îl numesc cei care au ales să voteze altceva. Pentru că a fost un vot antisistem, așa cum spun ei. Stau și mă gândesc ce înseamnă sistemul pentru ei, pentru că dacă stau să mă uit la lucrurile pe care le spun acei oameni... Da, pe vremea lui Mitică, Dragomir, scuză-mă, era cooperativa. Acum e sistemul. Da. Eu nu fac parte din acest sistem. Eu sunt într-un partid care m-a dezvoltat din punct de vedere administrativ în ultimii ani și n-am simțit în niciun moment că fac parte dintr-un sistem fraudulos, așa cum văd că nu, ca să înțeleagă, ca să înțeleagă și oamenii, eu știu unde bați și cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Deci tu întâi ți-ai făcut o carieră, ți-ai făcut o așa și pe urmă ai intrat în... Asta cu siguranță și cred că... Partid, ai intrat să faci politică. Da. Am făcut ca mulți alții de altfel. Ca mulți alții și cred că așa este și normal. Cred că întâi trebuie să te dezvolți din punct de vedere profesional pentru ca atunci când intri în administrație să aduci un plus valoare echipelor deja existente. Cred că asta ar trebui să facă orice om. Eu nu cred că venind de nicăieri poți să dezvolți instant ceva pentru că nu ai... nici echipele în jurul tău, nici resursele necesare. Revenind la acele scrisori de care spuneai mai devreme, ale domnului primar și ale domnului viceprimar, cred că cea mai bună întrebare este ce se va întâmpla dacă nu vom mai fi acolo. Pentru că eu am trecut în primul meu mandat de consilier local, am prins primul an de opoziție,
În 2020 eram în opoziție și mi-aduc aminte când domnul primar suna câte 2 săptămâni, 3 săptămâni pentru a cere să se aprobe proiectele pe care le aveam de rulare și nu îi răspundea nimeni la telefon. Nu cred că un primar, există vreun primar din țară care să-și mai dorească să treacă prin acele momente. Este absolut îngrozitor. Unii nici nu aveau bani de salarii, unii dintre primari. Practic a fost o perioadă pe care am încercat să o uităm după ce am venit la guvernare. Am avut norocul ca atât domnul Ciolacu, cât și omologul de la celălalt partid care am fost la guvernare, au fost deschiși spre toate primăriile, indiferent de culoarea politică. Nu s-a mai pus problema să se aleagă doar anumite primării. Practic, noi avem nevoie de continuitate doar pentru a dezvolta comunitățile din care facem parte. Dacă ni se ia această unealtă, cu siguranță drumul va fi mult mai greu. Pentru că nu poți să faci un proiect doar din banii europeni. Dacă cineva spune că trebuie să ceri bani de la Uniunea Europeană să dezvolți proiecte. Ok, dar există și o parte a noastră pe care trebuie să o depunem la orice proiect pe care îl cofinanțăm. Nu există 100% un proiect cu bani de la Uniunea Europeană. Asta pot să vă spun pentru că am fost acolo, sunt parte din ceea ce se întâmplă în ultimii 4 ani în Consiliul Local. Avem nevoie de susținere de la guvern. Fără susținerea de la guvern, nu știu cât putem să ne dezvoltăm în perioada următoare în România. Tocmai de aceea, Adi, și spun și celor care ne urmăresc, este important ca duminică să vină să voteze pentru acea continuitate. Este cel mai important lucru pe care ei pot să-l facă în acest moment și avem nevoie de votul oamenilor pentru a continua această dezvoltare bună a județului nostru. Din punctul meu de vedere, cred că sunt lucruri care se văd. Deschidem și căile terestre foarte mult, odată cu deschiderea autostrăzilor. Ar fi păcat ca acum să ne autoblocăm. Am văzut azi o știre, se făceau probe deja pe segmentul ăla de la Mizil. Am trecut și eu azi. Am fost până la București și am trecut și eu astăzi peste, că încă poți să treci peste autostradă și am văzut și eu că se fac probe. Din ce înțeleg, în acest an se va da drumul și la acea arteră, acea bucată. Practic, încet, încet, și unim... Bucata cealaltă, probabil că așa am înțeles că la ultima vizită a premierului Ciolacu la Buzău, de la Râmnicu Sărat la Focșani. Da, și la aceea se va da drumul, e aproape gata și aceea. Practic, încet, încet, Bucureștiul se unește cu Moldova, este dorința foarte a multor oameni din toată zona aceasta de sud-est. Practic, mulți ani s-a dezvoltat doar partea spre Ungaria, spre vest. Acum că se dezvoltă această parte, avem nevoie de ea. Vedem cum s-a dezvoltat partea din vest și cred că fiecare dintre noi, și tu, și eu, și Dan, am fost cu mașina în partea aceea. Vedem companiile care s-au dus acolo și au investit foarte mulți bani pentru dezvoltare, oameni care lucrează acolo foarte mult. Și din orașul nostru, eu cunosc, am fost colegi de liceu care au plecat în zona de vest pentru a lucra, pentru că au găsit un trai mai bun acolo. Și atunci avem nevoie să continuăm aceste proiecte, tocmai pentru a veni cu o dezvoltare mai bună a județului nostru. Acum sunt sigur că oamenii vor analiza mai bine decât au făcut-o săptămâna trecută. Da, și eu sunt sigur. Continuă ideea, dar... Este un moment pe care noi nu mai putem aștepta. Hai că o să vedem ce facem peste 4 ani. Nu putem să oprim dezvoltarea României în acest moment, ci ne dorim foarte mult dezvoltarea noastră ca și țară. Asta este principalul meu mesaj. E de 3 zile de când au trecut alegerile. Mă gândesc doar cum să vorbesc cu oamenii care au ales să voteze altceva, ca duminică să iasă la... Pentru că mulți dintre ei, eu sunt sigur că sunt și alegători de-ai noștri, care au votat fără să cunoască absolut nimic despre... Da, nu vorbim de prezidențiale. Da, nu vorbim absolut nimic, dar îmi doresc pentru duminică oamenii să iasă la vot, să voteze... Da, nicio alegere nu seamănă cu alta până la urmă. Știm bine că am trecut cu toții prin multe rânduri de alegeri. Suntem tăbăciți. Dane, tu vii din domeniul învățământului. Scuze. Așa. Dar candidezi pentru Camera Deputaților.
ca și parlamentar, dacă v-a ajutat Dumnezeu să fii, sau eu zic Dumnezeu să te ajute, cum crezi tu că duminică vor vota oamenii, se vor lăsa convinși? Pentru că, uite, ați putea să mă luați, să vă mai dau și eu idei acolo la partid. Sunt multe proiecte începute. Crezi că o schimbare radicală de putere la Parlament și implicit la Guvern va duce la terminarea acestor proiecte sau se va pune frână și vor fi începute altele în funcție de interesele celor care vor veni vremelnic la putere? Vorbea colegul meu Teo despre acel val, da? În practică știm că dacă te urci pe val nu știi unde te duci. Da? Adică nu are o direcție clară. Valul te urca pe el și te lasă pe unde vrea valul. Da? Mie că aceia care au ales să voteze urcându-se pe val să nu regrete mai târziu, așa cum au regretat și cu plăcuța suedeză și cu multe alte lucruri în politică. Cred că România trebuie să dea dovadă de maturitate. Trecem la alt nivel. Trebuie să vedem ce s-a făcut. Și acum, dacă nu ne uităm la agențiile de rating internaționale care deja ne-au pus eticheta de instabil, da, s-ar putea să trecem nivelul ăsta să fie unul la care să nu mai ajungem prea curând. Să ne trebuiască din nou 10 ani și așa mai departe. Eu cred că lumea trebuie să conștientizeze ce s-a făcut până acum. Da? PSD-ul, la momentul acesta, a dus țara pe un fundament solid. Da? Mă refer la salarizări corespunzătoare. Nimeni nu spune că sunt cele mai mari salarii din Europa. Doamne ferește, da? Ne dorim să ajungem, dar nu putem să ajungem peste noapte. Da? Pensii mărite, da? Inechitățile se vor rezolva. Primul ministru a ieșit într-un comunicat acum două zile și a spus clar, trebuie să acopere inechitățile rezerviștilor, da? Pentru că și acolo a fost o problemă și s-a înțeles greșit. Lucrurile se vor face. Acum, dacă noi nu avem conștiința că ceea ce vom vota vor asigura o continuitate, lucrurile vor trebui resetate și atunci nu știm ce se va întâmpla cu toate proiectele și proiecte mari. Pentru că ne place să ne uităm în zona noastră, Muntenia, Moldova, la șantierele deschise la care se muncește zi și noapte. Da? Așa cum spunea și Teo, venim de la București, în scurt timp o să venim nu de la București, de la Craiova. Da? De la Craiova pe autostradă până la Focșani. Pentru că și în zona Olteniei se fac investiții și primul ministru a asigurat finanțarea pentru toată țara. Sunt șantiere în toată țara, nu în zona Moldovei. Nouă ne place să ne uităm la cele din Moldova pentru că sunt aproape de noi, dar în toată țara sunt șantiere deschise pe orice palier. Infrastructura a trecut la alt nivel. Acum, oamenii nu pot fi orbi să nu vadă acest progres. De 2 ani de zile, România este altă țară, da? Și vorbesc cu prietenii de-ai mei, vorbesc cu prietenii mei din domeniul educațional din alte țări, da? Spre exemplu, în Polonia, pe modelul colegilor mei în cadrele didactice care au făcut grevă, au făcut și ei grevă, dar știți ce au obținut după 2 săptămâni? 6% mărire de salariu și 2 ore în plus la norma didactică, adică muncesc mai mult, practic n-au obținut nimic după 2 săptămâni de grevă, da? În România, media măririlor salariare în învățământ au fost peste 50% și ceva. Eu nu cred că sunt cadre didactice care să nu voteze partidul care le-a mărit salariile întotdeauna în istorie. Da? Pentru că ceilalți le-au tăiat. Mulți au uitat că în perioada pandemică, după legea lăsată de Olguța Vasilescu, trebuia să li se mărească salariile în învățământ cu 20%. În timpul guvernului acestei căsătorii neobișnuite dintre sau nefericite, da? Da? Premierul de atunci, Câțu, nu sunt bani, că e pandemie. Deși știm fiecare ce s-a întâmplat cu banii din pandemie, așa cum bine, cunoaștem. După unii, această căsătorie a fost din aia cu părinte 1, părinte 2. Doamne ferește să ne ajungem acolo. Deși semnale, unii au vrut să vedem semnalele de duminica trecută. Oricum, suntem o țară creștină. Suntem o țară, majoritate 80% ceva, procentaj ortodox, da? Haideți să vedem încotro
trebuie să se îndrepte această țară, da? Ne-am ales calea europeană din 2007, ne-am ales stabilitate și securitate. Foarte ușor putem strica tot, foarte ușor. Doar pentru că unora nu le place sistemul despre care și Teo vorbea, eu nu știu pentru ei ce înseamnă sistem. Păi dacă știe cineva dintre cei care au votat minimul sau are cultură istorică, orice stat, așa cum spuneai și tu, se conduce după anumite legi, după o Constituție, da? Constituția spune clar și care este și puterea judecătorească, cine face legi, cine le aprobă. Nu merge așa, dacă dânsii consideră cei care au votat că resetează mâine țara și ia pe cei care nu muncesc sau cei care se uită pe TikTok. Da. Și stai să spun aici. Ne aduce așa o bunăstare pe noapte, se înșeal. Scuză-mă, dar aici nu pot să nu fiu răutăcios și să spun. Păi voi le-ați dat ajutoare sociale, le-ați facilitat să stea acasă, să nu muncească și să se uite pe TikTok. În emisiunea de aseară îți spuneam un lucru și are legătură, da? Atât timp cât și sistemul de învățământ trebuie cumva îmbunătățit, da? Pentru că trăim într-un cerc vicios. Noi la școală, noi profesori, că suntem toți profesori, avem un minim de elevi în clasă, 12 să zic într-o clasă. Păi profesorul ăla se gândește dacă las repetent unul din cei 12, da? Că nu știe să scrie și să citească, eu îmi pierd pâinea. Dar mai bine îl trec eu. Și îl trec anul ăsta, îl trec la anul până în clasa 8-a, da, l-am trecut. Da? La în clasa 9-a se duce că pe TikTok nu-i trebuie să scrie și să citească. Păi îl ascultă și dă cu degetul. Eu am stat amândoi de vorbă de multe ori și vreau să spun că e frica asta, nu știu, nu a PSD-ului, a oamenilor politici în general. Domnule, nu tăiem ajutoarele sociale. Nu, frate, trimite putorile la muncă și nu vei pierde voturi, vei câștiga votul celor care se vor bucura că nu se mai împiedică de ei. Că, toți ăștia cu ajutor social, ia ajutorul social să duce la păcănele sau ia alocația copilului să duce la barul din localitate să-și plătească caietul unde băuse înainte. Ce s-au revoltat atunci când primul ministru a vrut să termine cu păcănelele de la cârciumă, da? Din cârciuma din sat. A fost o revoltă enormă, deși lucrurile sunt gândite. Partidul Social Democrat nu a luat oamenii și pur și simplu le-a spus nu mergeți la muncă. Le-a creat facilități în fel de programe, de reconversie, de ajutor, primești ajutorul dacă faci și tu ceva. Nimeni nu vine să te ia de acasă să te ducă la muncă pentru că am trecut vremurile alea cu 30 și ceva de ani. Care... Da? Bă, dacă ar fi să mă întreb pe mine, eu mi-aduc aminte că atunci mergeam fără frică pe stradă. Într-adevăr, da. Aveam, nu mi-a zis nimeni, am avut și părul lung în perioada aia, că am fost rocker, așa, dar de muncit am muncit. Erau oameni ocupați cu munca, tocmai erau de asta. Oameni ocupați, nu erau oameni fără un și rost, te mai lua, mergând pe stradă. Și mi-aduc aminte că nici la vremurile alea miliția nu te lua dacă n-avea motiv. Patrula, într-adevăr, mașina tineretului, cum îi zicea, dar nu te lua dacă n-avea motiv, dacă nu păreai suspect. Sigur, dacă nu ne întoarcem la acele vremuri, că societatea s-a schimbat, e în continuă dezvoltare, cu toții... S-a schimbat, dar văd că metehnele vechi tind să revină. Da, noi ne dorim să îmbrățișăm, de fapt îmbrățișăm ca națiune valorile europene. Trebuie să fim toleranți, trebuie să credem în aceste valori și atunci, cu siguranță, fiecare dintre noi ne știm foarte bine locul și știm ce avem de făcut. Bun. Prima parte a emisiunii s-a terminat. Vom discuta, cred, lucruri interesante și în partea a doua, ca de fiecare dată, publicitate și revenim. Credință, cultură, tradiții și produse autentice românești. O Românie sănătoasă este o Românie puternică. Reindustrializăm România. Unim România prin autostrăzi. Șanse egale la educație. Fiecare copil la școală. Creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri. Pe 1 decembrie votați candidații PSD Buzău la alegerile parlamentare. Poziția 6 pe buletinul de vot.
Orizont Construct, furnizorul tău de materiale de construcții. Avem tot ce-ți trebuie, de la oțel beton până la sisteme de acoperiș, gips carton, instalații, articole electrice și finisaje, până la parchet și uși. Nu ratați însă oferta anului, Lambriu și OSB, la cel mai avantajos raport calitate-preț. Orizont Construct te scutește de eforturi, de deplasări inutile și de riscul de a comanda ceva care nu ți se potrivește. Livrăm în județele Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița și Ilfov. Acum e și mai simplu. Poți comanda pe e-mail la adresa contact@orizontcratimapietroasele.ro sau doar efectuând un apel telefonic la 0728-268-172. Nu trebuie să plătești nimic în avans, ci doar atunci când primești comanda. Te-ai răzgândit? Luăm produsul înapoi. Orizont Construct. Aproape de buzunarul tău. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă. Mega Edil, companie cu experiență, asigură soluții complete pentru o gamă largă de activități în domeniul construcțiilor civile și industriale. Ne adresăm firmelor de construcții sau autorităților publice și suntem gata ca împreună cu operatorii noștri să realizăm lucrările de care clienții noștri au nevoie. Parcul auto al societății noastre cuprinde toată gama de utilaje necesare. Echipamentele pe care vi le punem la dispoziție sunt specializate și se pretează pentru desfășurarea lucrărilor de construcție, în principal pentru lucrări de infrastructură, autostrăzi sau infrastructură de apă și canalizare, lucrări de îmbunătățiri funciare sau clădiri rezidențiale sau nerezidențiale. Detalii și informații pe site-ul megaedil.ro. Contact 0786 478334. Mega Edil, utilaje de ultimă generație. Ești fermier și cauți cea mai bună ofertă? Agrisem îți stă la dispoziție. Cumpărăm orz, rapiță, grâu, floarea soarelui și porumb. Vânzarea cerealelor decurge ușor și rapid, iar prețul este avantajos. Asigurăm transport și efectuăm plata pe loc. Mai multe relații la telefon 0765 344 488. Agrisem, servicii complete pentru agricultură. Un medic bun este cu adevărat excepțional doar atunci când este ajutat de aparatură modernă. Orizont Dental Clinic are ca scop declarat dezvoltarea unui sistem medical de investigare, tratare și monitorizare a pacienților săi la un nivel premium de calitate. Dr. Raluca Chivu, medic specialist, împreună cu echipa ei, alcătuită din 10 medici de renume, vă pot ajuta să aveți un zâmbet ireproșabil, invitându-vă într-o locație modernă, situată în cartierul Orizont, Bulevardul Unirii, numărul 203, bloc D5, scara A. Orizont Dental Clinic. Toate serviciile de medicină dentară într-un singur loc și o echipă de specialiști devotați profesiei care sunt gata să vă trateze la un nivel înalt de calitate problemele dentare. Cum poți să-ți permiți până și acele servicii stomatologice care păreau de neatins? Simplu, în rate, direct în clinică, fără alte drumuri. Orizont Dental Clinic. Programări la telefon 0769 867 366. Descoperă cel mai nou ansamblu rezidențial din Buzău, Victoria Lake. Realizat la standarde înalte, modern și elegant, situat lângă Parcul Tineretului.
Alege cartierul Victoria Lake și ai garanția calității Concas SA. Amănunte și relații la telefon 0729 550 526. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. La alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 ai drept de vot dacă ești cetățean român și ai împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv. În ziua alegerilor, votarea începe la ora 7 și se încheie la ora 21. În străinătate se poate vota începând de sâmbătă 30 noiembrie între orele 7 și 21. Pentru a vota, trebuie să prezinți un act de identitate valabil în ziua alegerilor. La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, votezi la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde ai domiciliul ori reședință. Dacă în ziua alegerilor te afli în altă localitate din cadrul aceleași circumscripții electorale unde ai domiciliul sau reședința, poți vota la orice secție de votare din cadrul acesteia. Dacă ai domiciliul sau reședința în afara țării, poți vota la orice secție de votare organizată în străinătate sau prin corespondență dacă te-ai înregistrat cu această opțiune pe portalul www.votstrainatate.ro. Vizitează-ne pe www.roaep.ro. Alege! Ai încredere în alegerile tale. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă. În noiembrie și decembrie, România votează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase pentru influențarea votului este infracțiune și se pedepsește conform legii. Sesizează orice încălcare a legii. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Credință, cultură, tradiții și produse autentice românești. O Românie sănătoasă este o Românie puternică. Reindustrializăm România. Unim România prin autostrăzi. Șanse egale la educație. Fiecare copil la școală. Creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri. Pe 1 decembrie votați candidații PSD Buzău la alegerile parlamentare. Poziția 6 pe buletinul de vot. Am revenit, oameni buni, invitații mei în această seară, pentru cei care n-au văzut prima parte a emisiunii, Teo Cojocaru și Dan Popescu, ambii candidați pe listele PSD pentru Camera Deputaților. Continuăm discuția din prima parte a emisiunii. Ca o glumă așa, au fost discuții interesante în pauza publicitară aici, nu putem să le dăm pe post că nu mă risc să îmi iau amenzi de la CNA, dar rămâneți pe TV Buzău după alegeri, pentru că vom face niște emisiuni, vă spun eu, spumoase rău de tot. Teo, hai să continuăm cu promovarea electorală, spuneți ofu, spune ce trebuie să facă oamenii pentru binele lor, în primul rând, ca voi să continuați proiectele deja începute. Păi, cred că am spus și în prima parte. Repetiția e mama învățătorii. E adevărat, domn profesor știe. E adevărat. Stăteam, aș spune o parte din ce am vorbit în pauză referitor la prietenul meu. Da, dar plătește amenda. Mă abțin. Oamenii trebuie să înțeleagă că PSD are o experiență la guvernare. Este foarte important să se înțeleagă lucrul ăsta. Suntem alături de partidul de care am făcut guvern până acum, cred că suntem partidele cu cea mai mare experiență. S-a văzut de-a lungul istoriei noastre și aici o să dau doar câteva exemple de PPDD, de partide care au
apărut și care au dispărut la fel de repede. Vâlvătaie, dar au ars puternic când au apărut. Da, au venit, au crescut într-un timp foarte scurt și la fel într-un timp foarte scurt au și dispărut. Aceste partide nu o să dispară. Sunt partide care au structuri foarte bune, au oameni foarte buni în aceste structuri, oameni cu experiență. De ce aș spune altfel? Mi-ar plăcea și mi-ar fi plăcut, dar nu știu, nu cred că a fost... mi-ar fi plăcut să intru într-o dezbatere cu orice candidat de la celelalte partide, doar să-și dea seama oamenii de diferența dintre noi ca și echipă și ceea ce celelalte partide pun pe oferta electorală în acest moment. Nu cred că are rost să discutăm, nu spun că suntem noi mai deștepți, dar chiar suntem, ca să fac o glumă. Da, din păcate, scuză-mă, din păcate, ca să lămurim oamenii, că da. Mai zice și mie unul, altul, băi frate, dar la tine numai PSD-ul. Din păcate, ceilalți, PSD-ul a venit aici în studio și au acceptat și întrebările mai grele, mai indiscrete, mai așa. Din păcate, ceilalți nu... N-au venit. Pe Iadi nu au cum să vină și să spun și de ce. Probabil erau ocupați cu TikTok. Auru are un candidat de la Constanța care... Să știi, uite aici te contrazic și iau apărarea Aur pentru că n-avem reprezentant Aur în studio și CNA-ul mă obligă să fac asta. Am făcut o emisiune, nu, două emisiuni cu Muncaciu. Omul e ok ca și interlocutor. Bine, în prima emisiune i-am tăiat microfonul. Dar a doua emisiune a venit și am discutat civilizat pe proiecte, pe așa, nu știu. Dacă povesti și ceva de proiecte, că eu n-am văzut ca Aur să aibă nicio program. Da, să știi că cel puțin din domeniul medical de unde vine doctorul Muncaciu, era școlit. Este doctor? Este doctor, e medic. Ți-a arătat hârtia? Eu din ce știu, eu a fost asistent în Statele Unite ale Americii. Cam asta știu eu despre el. Nu este de aici. Nu știe ce probleme sunt în județ. Hai să nu... Ar trebui să... Noi venim aici să promovăm nu Partidul Social Democrat, noi venim aici să ne promovăm pe noi. Oamenii să vadă cine suntem noi, de fapt. Cred că de aia ne-ați adus aici. Mi-ar fi plăcut să-i văd și pe ei cum au curajul să iasă. Eu n-am văzut nici de la PNL oameni care au venit aici, eu n-am văzut nici de la Aur... Eu n-am văzut nici, nu mai spun de la SOS sau, nu i-am văzut. De ce să ne ascundem? Am venit aici cu tot dragul și am venit la voi de fiecare dată când am fost invitat, cred că în perioada asta, în ultima lună, am venit de 3 sau 4 ori, pentru că am ce să spun despre mine și despre colegii mei. Cum or să aleagă oamenii duminică dacă ei nu știu pe cine trebuie să aleagă? Pentru că lăsăm PSD-ul, să dăm partidul la o parte, să dăm... toată ura asta care s-a creat acum. Cum aleg oamenii reprezentanții pentru următorii 4 ani în Parlament? Este o întrebare pe care eu mi-o pun în ultima săptămână sau în ultimile zile de când au fost alegerile prezidențiale. Cum aleg oamenii acei oameni? Pentru că pe mine mă văd. Deja, la un moment dat, nici eu nu mai știam ce să spun despre mine pentru că am spus toată viața mea... am văzut că voia să intervină și Dan. Și imediat o să las și pe colegul meu. Ca să aibă și el timp. Că... Cum aleg ei? Este o întrebare retorică, pentru că nu răspunde nimeni la ea, dar cred că toți dintre noi am avut deschidere și am venit aici și cu Ionuț Apostu, și singur, și cu Edi Coman. Am venit toți aici și am fost deschiși cu oamenii. Din punctul meu de vedere am făcut... cel mai bun lucru în a ne deschide și a arăta oamenilor cine suntem. Cred că despre asta e vorba, lăsând la o parte partidele, pentru că acolo merg niște oameni. Că puteam să fiu de la SOS sau de la AUR, eu mă duceam, nu partidul. Este clar că și dacă noi nu suntem acolo, o echipă pe care locuitorii orașului nostru au văzut-o deja și ne cunosc cât de cât. Nu putem să facem nimic dacă nu avem un guvern. În opoziție, singurele lucruri pe care să putem să le facem va fi tot timpul să blocăm ceea ce își doresc ceilalți să facă. Dar eu am văzut deja acum 4 ani ce își dorea partidul care era la putere și nu avea nicio legătură cu bunăstarea și viitorul României. Dane?
Răspunzând oarecum la întrebarea lui Teo, spun eu, probabil. Cum a fost și Emanuel Ungureanu acum 4 ani de la USR, de la Cluj n-a venit odată la Buzău, da? Cine a avut treabă cu el s-a dus pe la Cluj să-l caute. Hai să nu... Nu folosim nume sau, mă rog, reprezentantul unui partid, da? Partid. Și au fost și mulți alții. Deci asta este, este un aspect, da? Pe care ar trebui buzoienii să... de care ar trebui să țină cont. Noi suntem buzoieni cu toții, nu venim din alte județe doar pentru a candida, doar două zile pentru o campanie electorală și după aceea să ne se ducă fiecare la locul lor călduși, nici să nu dea pe aici, da? În altă ordine de idei, dacă cineva își închipuie că vorbeam de acest val, cu acest val se distruge nu știu ce partid, PSD sau oricare ar fi el, altul se înșeală. PSD-ul este un partid foarte mare. Noi avem mai mult de jumătate, peste 1600 de primari la nivelul țării. Acești primari au fost aleși de oameni, da? Avem 25 de șefi de consilii județene, fraților. De ce au ales oamenii la locale? Pentru că au fost buni, pentru că au făcut ceva pentru comunitățile lor. De ce ne-au ales pe noi la Buzău partidul? Pentru că în fiecare localitate din județul Buzău s-a făcut ceva, s-au făcut proiecte, se vede ceva, un drum, o canalizare, gaze, sunt comune care s-au racordat la rețeaua de gaze, la Mărăcinenii mai nou, au de Crăciun gaze în fiecare casă, da? Vă dați seama, lucrurile se văd, nimeni nu mai poate nega. Astea pe lângă celelalte beneficii sociale, da? Pensii mărite, salarii mărite. Despre asta ar trebui să înțeleagă cei din diaspora în general, pentru că mulți au plecat acum 20 de ani, da? Sperând că, mă rog, au plecat din cauza PSD-ului, deși au votat pe Băsescu, da? Care... sau un candidat, mă rog, ca să nu mai folosim nume. Nu, da? Cu un candidat care a venit, eu aminte, chiar vorbeam acum câteva zile cu un prieten, vorbea de Stolojan, mi-a venit un nume, da? Da. Păi zic, mi-aduc aminte că a venit viitorul președinte Băsescu, care a plâns cu dragă Stolo. Dragă Stolo, da, dar ce aminte, episodul... că exact așa a fost, că e bolnav, că are o boală incurabilă, deci a fost un moment penibil. Domnule, n-a fost un moment penibil, te contrazic. Din dar noi l-am plâns pe Stolojan, vă dați seama, empatizam cu Stolojan, că era rău săracului om și după 20 de ani Stolojan la televizor. Momentul ăla a adus da, printr-o minciună, printr-o capcană, despre asta vreau să spun, printr-o capcană și acum ne aflăm în fața aceleia situații. La fel, după aceea am aflat că Băsescu de fapt îl chema Petrov sau mă rog. Am trăit experiența anilor 2014 când pe bună dreptate Ponta ne spunea tuturor, fraților, noi trebuie să fim ca Polonia, ca Cehia, ca Slovacia, adică țări ca noi, da? Nu, noi am vrut ca Germania, da? L-am votat pe cel pe care l-am votat, România Educată. Da? Există a votat România tipuri, Educată, două tipuri de dar mașini. Nu s-a întors nimeni din diaspora să spună că s-au întors datorită României Educate. Da? Vedeți, trăim istoria la altă dimensiune și ne păcălim, cădem în capcane. Și în momentul în care, după pandemie, știm foarte bine cele două partide cum și-au bătut joc de oameni. Toată lumea știe, da? S-au sărit din barcă, pentru că le-a fost mai ușor, și a trebuit cineva să-și asume țara. Cine și-a asumat conducerea țării? PSD-ul, care vine astăzi în fața oamenilor și cu salarii mărite, și cu pensii, și cu infrastructura, adică în toată țara. Ori, vedeți, dacă o să cădem din nou în capcană, o să trăim din nou acele vremuri, mai așteptăm iar 10 ani, poate, ca să ne vină copiii acasă, mai așteptăm o perioadă să se reseteze țara din nou, sau ce o să facem? O să aducem, hai, te rog, PSD-ul, vină din nou și scoate-ne din mocirlă. Nu așa. Haideți să vedem ce s-a făcut. Trebuie să vadă toată lumea în comunitatea asta tot ce s-a făcut și atunci să hotărâm cum e mai înțelept. Da? Pe cine votăm? Cei care ne-au vândut iluzii sau cei care ne-au arătat prin fapte ce valoare au? Intrăm la 1 ianuarie în Schengen, Teo? 100%. De rest. Astăzi a fost anunțat. A fost anunțat 100%. Începând cu anul viitor, călătorim în Statele Unite fără viză. Astăzi ambele au fost, domnul Ciolacu le-a dat pe amândouă. Deci, de la 1 ianuarie suntem cetățeni ai Uniunii cu drepturi depline ca și celelalte țări. Este încă un lucru, și Dan spunea mai devreme de spațiu Schengen,
a făcut cred că a făcut cele mai multe lucruri pentru români și multe pentru cei din diaspora. Și aș vrea doar să fac așa o scurtă paranteză, Adi. Îmi povestea un primar că a fost cu urna mobilă la o bătrână în comuna dânsului să voteze și de față cu el a sunat-o copilul care este plecat din țară și i-a zis: dacă votezi altceva în afară de Georgescu, eu nu-ți mai dau niciun telefon. Să nu dăm nume, te-am rugat. Da, scuze. În afară de cel care a câștigat alegerile, nu te mai sun niciodată. Păi, tot astăzi îmi spunea un prieten: Teo, cum să nu v-au votat pe voi pensionarii care au pensii mai mari decât în Italia în acest moment? Sunt mulți pensionari care au pensii de peste 1000 de euro în România în momentul ăsta. În Italia nu există pensii atât de mari ca în România. Sunt oameni la țară care nu au ce să mai facă cu banii, pentru că ei nu au nevoie de bani, pentru că au tot ce le trebuie în curte, legume, carne, tot ce au nevoie. Nu au nevoie de... Mă scuz că te întrerup. E un beneficiu și pentru cei din diaspora că sunt, nu mai sunt nevoie să trimită bani părinților, bunicilor acasă. Da? Adică atunci când erau pensiile mici, trimiteau bani sau un ajutor, mă rog. Da? Acum nu mai e nevoie, pentru că pensionarii au ajuns la un nivel al pensiilor care se pot descurca. Da? Adică până și pentru chestia asta ar trebui cumva diaspora să înțeleagă că s-au făcut eforturi și că lucrurile nu mai sunt așa cum au fost când au plecat ei și din cauza... Da, adică cred că toți avem prieteni care vin, care trăiesc în afara țării și care vin vara sau iarna, vin în Buzău și ne zic: băi, cât de bine s-a dezvoltat orașul Buzău, cât de multe lucruri noi s-au făcut, că nu putem să facem lucrurile astea în continuare fără o continuitate de care avem nevoie. Este, din punctul meu de vedere, este ceasul al 12-lea, așa cum am început emisiunea. Avem un tsunami care a început de câteva zile și care nu s-a terminat. Cine crede că acest tsunami a luat sfârșit după alegerile de zilele duminică trecute, greșește. Acest tsunami continuă. Există un electorat din ce în ce mai mare, sunt din ce în ce mai mulți adepți, pe care într-un timp atât de scurt nu ai cum să-l stopezi. Nu poți să te întâlnești cu atât de mulți oameni să le explici lucrurile care au fost bune în România și care urmează să se întâmple în România. Oamenii trebuie să-și dea seama că parlamentarele sunt cu totul altceva față de alegerea președintelui. Poate au vrut să dea o palmă, sunt de acord cu lucrul ăsta. Noi am înțeles de ce au vrut să dea o palmă. O să ne reorganizăm pentru a fi acolo unde românii au nevoie, dar duminică, fiind timpul foarte scurt, avem nevoie de ei să vină la vot, avem nevoie să ne voteze, să voteze Partidul Social Democrat, tocmai pentru a avea o dezvoltare a României așa cum a fost în ultimii 2 ani. Dane, cuvântul de încheiere ți aparține, mesajul către alegători. Dragi prieteni, veniți duminică la vot și votați pentru seriozitate, votați pentru continuitate, votați pentru pensii, votați pentru infrastructură, pentru autostrăzi, votați pentru salarii mărite, votați pe partidul care a fost aproape de oameni și care întotdeauna s-a gândit la siguranța unui trai mai bun. Votați PSD. Da, oameni buni, emisiunea noastră s-a apropiat cu pași repede și chiar i-a sfârșit aici. Ce să vă zic, mai avem mâine seară o emisiune de promovare electorală. Așa fac în avantpremieră. Mâine seară primarul Toma, însoțit de un candidat al PSD, tot la Camera Deputaților, doamna viceprimar Oana Matache. Până mâine seară ne întâlnim la aceeași oră și până mâine seară să ne auzim cu bine. Doamnește! Credință, cultură, tradiții și produse autentice românești. O Românie sănătoasă este o Românie puternică. Reindustrializăm România. Unim România prin autostrăzi. Șanse egale la educație. Fiecare copil la școală. Creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri. Pe 1 decembrie, votați candidații PSD Buzău la alegerile parlamentare, poziția 6 pe buletinul de vot.